Inspectorii în construcție au mers din localitate în localitate și au verificat dacă panourile de afișaj, bannerele și meșurile publicitare sunt amplasate legal pe domeniul public. Au constatat că sunt zeci de firme care au lipit afișe publicitare pe domeniul public fără a avea autorizație. În județul Gorj, în urma controlelor efectuate de noi, am constatat existența 80 de cazuri, dintre care 36 în municipiul Târgu Jiu. O parte dintre ele au intrat în legalitate până la această dată, restul rămân să fim informați de către primăriile respective. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cărciumar, a spus că nu are cunoștință despre bannerele din Târgu Jiu amplasate ilegal. Dacă s-au pus fără autorizație, normal că trebuie date jos. Trebuie înștiințate firmele care le-au pus și se vor da jos. Dar eu nu cred. Oricum, e posibil orice, trebuie să facem o confruntare. Proprietarii bannerelor sau panourilor publicitare au obligația ca până pe 30 septembrie să intre în legalitate. În caz contrar, vor fi nevoiți să aleagă un alt mod de a-și face publicitate, pentru că afișele sau bannerele vor fi ridicate de pe domeniul public de către angajații primăriilor.